Dimineața! Astăzi va trebui să facem un efort să ne ocupăm de activitățile pe care le-am tot amânat. Posibil să fim și melancolici și chiar naivi. Iar spre seară găsim tot felul de soluții inventive pentru provocările care ne-au ieșit în cale. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Astăzi, chiar dacă este duminică, motivația ta atinge culmi nebănuite. Pui lucrurile în ordine și îți pregătești strategia de atac. În relația de cuplu, vezi mai ușor soluțiile pentru a ajunge la un numitor comun. Taur! Dacă o persoană se comportă ciudat sau are o abordare complet diferită față de a ta, nu e un motiv să o contrazici, iar alți tauri primesc acum laude pentru munca lor sau sunt recomandați cuiva. Gemeni! Astăzi vei căuta confortul și liniștea departe de restul lumii. Și chiar dacă stai acasă, nu ai neapărat starea necesară să vorbești cu cei din familie. Unii gemeni ar putea fi acuzați astăzi că sunt cam reci. Rac! Ai putea lega o prietenie astăzi la care nici măcar nu te aștepți. Iar dacă ai un examen sau vrei să te înscrii la un curs, ar fi cazul să iei totul foarte în serios. Leu! Astăzi ești inspirat să găsești noi modalități prin care să-ți mărești veniturile. Totodată descoperi noi motive să-ți crești și stima de sine. În orice caz, vei fi mult mai atent la cheltuieli și la facturi și astăzi, dar și mâine. Fecioară! Astăzi ai mai multă încredere în tine, mai multă maturitate și asta face totul să se așeze mult mai ușor. Pe de altă parte, este de așteptat să fii destul de mofturos și să treci de la o stare la alta. Balanță! Mulți nativi analizează astăzi dacă partenerul le oferă sprijinul de care au nevoie sau e loc de mai bine. În cazul altor balanțe, oboseala începe să-și spună cuvântul și au nevoie de o pauză pentru a-și încărca bateriile. Scorpion! Prietenii ar putea să insiste să ieși cu ei și să nu ai niciun chef. Totuși, dacă o persoană dragă are nevoie de ajutorul tău, nici măcar nu stai pe gânduri. Și tot astăzi îți vei da seama că primești înapoi ceea ce oferi. Săgetător! Este foarte posibil să te gândești astăzi cum să-ți păstrezi o funcție de conducere sau cum să faci impresie bună în continuare. Mai mult ca sigur, mulți săgetători vor fi încântați de feedback-ul pe care îl primesc acum. Capricorn! Astăzi poți ajunge la concluzia că o situație financiară, care în primă fază ți-a cam dat lumea peste cap, nu este nici de cum atât de îngrozitoare. Ești pragmatic astăzi, cu picioarele pe pământ și știi exact ce ai de rezolvat. Vărsător! Dacă ai o stare proastă, există cineva care ar putea să-ți facă ziua mult mai frumoasă. Dar depinde doar de tine dacă îi dai voie. Iar alți vărsători nu au încotro decât să se ocupe de chestiuni administrative. Pești! Încep să se întrevadă semne că o situație legată de carieră sau interacțiunea cu un șef se îmbunătățește. Totodată este o zi bună să îți dai seama dacă nu cumva ești implicat într-o relație de tip victimă-salvator. Acesta a fost horoscopul. Mai multe detalii găsiți pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!